Dinamo a mai fost în insolvență încă de două ori. În 2011 a fost, mi se pare, prima dată în insolvență declarată de ce mai rămăsese din asocierea domnului Badea cu vreo 7-8 asociați care avea. A fost și mai rămăsese, mi se pare, doar Săvulescu, Cristi Borcea să retrăsese. Și de câte știu, ca să tot să glumim Darnic și un braț de mare corectitudine, nu știu unde dracu a fost găsit și ăsta. Săvulescu i-a plătit partea lui Borcea în vreo două ceasuri de 20.000 de euro, deși banii erau mai mulți, în fine. Deci atunci a fost prima insolvență. A doua este insolvența din 2015, declarată de societatea care a preluat o negoiță, și acum este a treia insolvență. Dar îți dau cuvântul meu de onoare, iartă-mă, ne cunoaștem bine, te apreciez pe tine, familia, n-aș mai vrea să discut de Dinamo pentru că ne-am mâncat zilele. Am pus foarte mult suflet, nu știu, nu vreau să calculez de când. Țin minte că prima dată, prin 2005, împreună cu domnul Bader, am gândit la formula aceasta de a crea o societate pe acțiuni. Se putea atunci. Erau totuși 7 sau 8 asociați, ajunsese și la formula asta, din păcate. A fost chiar adus un expert ca să explice în Consiliul de Administrație cum să așeze societate pe acțiuni și să vindem acțiunile către suporteri, către societăți. Avea modelul, eu fiind, tu știi foarte bine, cu mulți amici și prieteni în Italia, avea modelul Lazio, unul din pionierii societăților pe acțiuni, fiind Craniopi, pe care l-am cunoscut. Mă rog, n-a avut o soartă prea bună după aceea, deși era control de societăți în informatică. Dar s-a lovit de ceea ce înseamnă refuzul românesc de a colabora, de a face ceva pentru binele public. Și prima atunci această acțiune a fost sortită eșecului. Mister, la momentul respectiv, cine a fost cel care, să spunem, s-a împotrivit? A existat un personaj care nu a vrut clar să facă, mă rog, împărțirea asta a acțiunilor către suporteri? Dragul meu, nu vreau să mai discut pe amănunte, nu vreau să mai mă pun ca romanii pumnalul între coaste. Nu a fost cineva în mod deosebit, au fost mai mulți, pentru că atunci societatea FC Dinamo 1948, care era înființată de domnul Badea, avea, dacă nu mă știu, vreo 76%, și cei 7-8 acționari, mă rog, cum este colaborarea la români, nu știe care bagă cuțitul pe la spate celuilalt, nu au fost de acord și s-a ales praful de acest proiect, care cred eu că ar putea să fie însemnat foarte mult pentru Dinamo de la acele tip. Apoi a urmat insolvența societății la care mai rămăsese domnul Badea, dacă nu mă înșel, cu domnul Săvulescu, cu niște probleme mari financiare, care se dispută și acum cu administratorul judiciar la tribunal. Și din câte înțeleg, este vorba de un jurist capabil, domnul Mureșan de la Cluj, care a obținut, cred că acum, nu știu, mi se pare că are un termen cât de curând, i s-a aprobat programul de reorganizare, de reașezare a societății, în așa fel încât ea să redevină rentabilă față de datoriile care le avea îndeoseb la stat. E vorba de ANAF, niște impozite neplătite. Nu mai vreau să vreau sumele pentru că n-are sens, îmi fac rău. Mister, societatea asta care a intrat, de care dumneavoastră pomeniți, care a intrat, a lui Săvulescu și a lui Badea, care a intrat în insolvență, este aceea care are palmaresul? Da, are palmaresul și sigla. Ok, dar deci aia societatea sigla, este în insolvență. Iar acest administrator judiciar pe care îl are, care mi se pare un om capabil, Mureșan, chiar speră în acest program, în programul acesta de rentabilizare, de reorganizare a societății și eventual de
a plăti datoriile față de stat, contează foarte mult cum conta într-o anumită perioadă și Gigi Becali pe evaluarea tocmai acestor două lucruri, palmare și sigla. Eu nu pretind sigla, deși aș avea toate drepturile, pentru că pe sigla lui Dinamo sunt capetele a doi câini lup, care de fapt este al doilea lup din existența mea, e vorba de celebrul Nero. Mm-hmm. Deci de aia eu nu pretind absolut nimic, pentru că Dinamo mi-a dat mult mai mult decât aș putea eu să mă gândesc vreodată. Și hai să terminăm cu societatea asta, că e interesant ce spuneți. Dacă societatea asta redevine rentabilă, da? Să presupunem că ea va fi rentabilizată. Care societate? Societatea lui Badea și Săvulescu, care are sigla și care are palmaresul. Care va fi? În eventualitatea unei evaluări și dacă acestea reprezintă o valoare care să compenseze datoria, din câte știu, față de ANAF. Okay. O datorie făcută din neglijența unui mare expert, între ghilimele, economist, care a participat și la niște afaceri dubioase la Federația Română de Fotbal înainte de 1990. Mă, tu vorbești, nu dau nume, nu mai vreau să-mi fac rău, vorbesc cu tine ultima dată despre... Da, probabil, nu știu, a fost și vicepreședinte la Banca Religiilor și după aceea a uitat să plătească impozitele. Da. Sunt niște sume care nu vreau să le povestesc la ora asta, pentru că nu vreau să mai fac rău. Bun, dar societatea asta, pentru că vreau să rămân tot la ea, ea dacă redevine rentabilă, ce obiect de activitate va avea? Adică ce va fi? Ea mai are acțiuni? Ea are în continuare acțiuni la Dinamo, nu? Da, dragă, ea este în viață în continuare, ținută de domnul Badea, în acest proces de insolvență pe care a continuat de vreo... Este după în 2011 și s-a ajuns la faza asta de reorganizare și are obiect de activitate tot instruire sportivă, fotbalistică. Okay. De fapt. Pentru că acum la Dinamo este un total carnaval de creșteri de jucători. Deci, sunt vreo 60 care i-a mai rămas societății lui domnul Badea, de care aminteai și tu. Acum, mai erau vreo 200-180 care cred că au rămas de la societatea domnului Negoiță și a intrat în insolvență în 2015 și acum s-a mai înființat datorită priceperii extraordinare a celor care conduc Dinamo o nouă academie care mai are și aia vreo 150. Aia cu Tănciulescu, cu Lupu, cu mai mulți. Deci sunt vreo 400 și ceva pe un teren și jumătate din care unul este de plastic. Incredibil. Dacă înțelegi ceva, explică-mi și mie că eu nu înțeleg. Haideți să ne întoarcem un pic totuși la ce s-a întâmplat și la povestea actuală. Ionuț Negoiță mai este acționar la Dinamo, din ce știți noastră? Ionuț Negoiță nu mai este acționar. Există o înregistrare la Registrul Comerțului foarte clară. El a cedat acțiunile părții spaniole venite cu surle și trâmbițe de pe terasa Ministerului de Interne direct și a pus-o în stăpânirea lui Dinamo. Prelund așa zisul Lotus, care de fapt era tot societate inventată de dânsul, de Negoiță, ca să plătească suma inițială pe care a achiziționat Dinamo de la Nicolae Badea și de la Săvulescu, 2 milioane de euro. Deci societatea actuală are și ea deosebite probleme, sunt în continuare în discuție, sunt în insolvența, știi că a creat un proces de bancrută frauduloasă, s-au petrecut și acolo fel de matrapazâcuri greu de povestit. Eu, din păcate, de-aia n-aș mai vrea să mai discut, pentru că de un an și jumătate ceva explic cu toate amănuntele, cu date certe, confirmate în timp, tot ce s-a petrecut în ultimii 3 ani când s-a lansat această idee de vânzarea lui Dinamo de către Negoiță,
am ultimul an și ceva, am scris tot felul de păreri. Eu zic că oarecare măsură justificate, pentru că sunt legat ca istorie, ca existență de Clubul Dinamo și am trecut într-o situație poate mai grea în 95 când am preluat Clubul Dinamo. Realmente aproape în faliment, dar bineînțeles într-o altă organizare, pentru că era în continuare în subordinea Ministerului de Interne în cadrul Clubului Sportiv Dinamo. Și am avut niște oameni admirabili, unii nu mai sunt între noi, Dumnezeu să-i odihnească, împreună cu care am reușit foarte repede, probabil într-un an și jumătate, doi ani, să punem pe picioare și Clubul Dinamo și echipa de fotbal, care știi foarte bine, după 98, 99, 2000, 2003 a avut o perioadă foarte bună, a crescut jucători și fel de lucruri de genul acesta. Deci am trecut până astfel de lucruri și mi-am permis în acest ultim an, prezentând cam din martie anul trecut tot felul de situații, de adevărul despre cei care au dat, cum ai dat, cine a preluat Dinamo, cum l-a preluat, mă prezint și câteva idei de soluția, spune eu, de revitalizare acestei societăți. Din păcate, ele nu au fost împărtășite. Este admirabil efortul pe care l-au făcut zecile de mii de suporteri care au înțeles acest lucru, dar iartă-mă, nu pot să înțeleg, nu neapărat trebuia să mi se dea mie dreptate, am avut niște soluții, pentru că în actul de care m-a întrebat la început dacă Cortaselo este proprietar, el apare într-un fel proprietar, dar într-o clauză care apare la Registrul Comerțului edificatoare. El este împuternicit administrator și pe suma inițială pe care se zice că ar fi dat-o el, dar eu știu că n-a dat-o el, nu poate să cedeze niciun fel de acțiune fără acordul vânzătorului, care este negoită, deci lotusul. Lucrurile sunt foarte clare, iar diferența de opinie între mine și admirabilii suporteri care îi apreciez, dar din păcate cred că cei care au condus programul DDB și care fac parte și din PCH n-au fost prea inspirați, pentru că trebuiau să se adreseze de la început celui care apare la Registrul Comerțului că depinde de el eventuala înstrăinare sau vânzare sau tratare a acțiunilor. Deci, credeți că există o legătură în toată povestea între PCH și Negoiță? Nu, eu nu pot să fac asemenea afirmații. Pot să fac afirmația că PCH a fost întotdeauna alături de Dinamo. Eu cunosc cei care au participat de la început în această acțiune în anii 98. Convingerea mea, apreciind încă o dată efortul extraordinar al zecilor de mii de suporteri, este că cei care au luat decizii, hai să spun, n-au fost inspirați. Și îți dau un simplu exemplu. Deci, DDB-ul, care este un simplu program al Peluzei Cătălin Hârdan, care este societate comercială cu 3 acționari, este un simplu program neînregistrat nicăieri. Banii intră la PCH și în programul DDB de salvare, ca să spunem, a situației mai mult decât confuze, create odată cu preluarea, așa zis, a lui Cortaselo și aripii acestea ardelenești. Dar a apărut imediat după ce momentul în care Negoiță a declarat cu o jovialitate și cu un bun simț, între ghilimele, care depășesc și cu un sacrificiu pentru Dinamo, că vinde acțiunile cu un euro, ceea ce nu pot eu să înțeleg, poate voi înțelegeți mai bine decât mine, este că programul DDP al PCH-ului a dat probabil, așa cum prezenta Negoiță la momentul acela, un euro pe o acțiune, are 20% din acțiuni, deci din cele 410.000 de acțiuni în valoare de 41 de milioane, care este capitalul întreg al societății, o acțiune valorând 100 de lei. Și deși au dat probabil vreo 27 sau nu știu cât au dat de mii de euro,
În loc să aibă 27%, au doar 20%, ca așa a vrut de coiță. 2 milioane, 2 milioane au dat, nu? Stai puțin, Silviu. Ok. Eu zic cum au intrat în posesia celor 20% cu care apar asociați. Bun, în, corect. Corect. Am înțeles. După care, e de apreciat ce au făcut zecile de mii de suporteri, au cotizat ca să financeze Dinamo să nu se prăpădească începând cu septembrie, octombrie și așa mai departe, așa zisă preluare de Cortaselo și ai lui. Dar nu se poate, după părerea mea, nu știu ce părere aveți voi, ca să particip cu aproape 2 milioane împrumut, fără să condiționezi că dau acest împrumut, dar sigur pretind la un moment dat el să fie recompensat prin acțiuni. Atunci majoritatea a fi fost pe CH-ul și entuziasmul ăsta extraordinar al suporterilor sper să fi continuat și să fi dus la o situație, aș spune eu... Adică ei deși au dat, adică ei deși au dat bani, mister. Mister, adică ei deși au dat bani, îmi cer scuze, deși au dat bani și au ținut clubul în viață, ei n-au mai primit acțiuni în plus. Nu, n-au mai primit acțiuni în plus, apar doar cu creditori ai clubului. Creditori și mai sunt câteva persoane fizice care au creditat clubul. Dar rămân la părerea, creditezi un club care nu ți aparține. Și de aici se pun multe semne de întrebare, de aceea nu vreau să mai am de-a face cu această discuție, mi-ajunge, am pus prea mult suflet, sunt alături în continuare, apreciez efortul senzațional al suporterilor, dar cred că măsurile de redresare n-au fost, hai să spun, tot între ghilimele, inspirate în conjunctura respectivă și că pot da lucruri și lăsa loc liber la tot felul de interpretări care nu sunt conforme cu cele mai bune intenții. Mister Emil Grădinescu, mai am și eu o întrebare, luminați-ne într-o problemă. Unul dintre primele drumuri, dacă nu cumva chiar primul drum pe care l-a făcut Cortaselo odată cu sosirea sa la București, a fost la Ministerul de Interne. S-a pozat acolo cu ministrul... Nu, ești, iartă-mă, Emile, ești oarecum în eroare. El nu a participat la acea poză și a trimis emisarii. Eu am scris și despre acest subiect și nu vreau să mai mă amintesc cu lux de amănunte. Ok, e în regulă. Iartă-mă că te-am întrerupt. E în regulă. Care este interpretarea dumneavoastră privind faptul ăsta? Te duci, îți trimiți emisarii la ministrul de interne, care ministrul de interne teoretic n-ar avea nicio legătură cu entitatea privată Dinamo, echipa de fotbal Dinamo București. Ce semnificație are această întâlnire? Ce vrea Cortaselo să obțină? Ce vrea ministrul să obțină din post? Măi, Emile, eu scriu chestia asta din 13 august. Deci, problema trebuie simplificată. Problema este legată de faptul că ministrul Velea, cu care am discutat și eu în 12 februarie, trimis de Ion Siriac, împreună cu Costa, care era președintele clubului, este un incontestabil admirator, hai să spun, al echipei de fotbal Dinamo. Convingerea mea este că el a crezut că are de-a face cu niște oameni, realmente, așa cum i s-au prezentat de o aripă ardelenească și chiar de un personaj important din Partidul Liberal, că sunt niște multimilionari care salvează Dinamo. I s-au promis fel de fel de chestii și de acolo au fost trimiși direct la Rin și au preluat echipa. Pentru că l-am întrebat pe Bălănescu, pe care cunoșteam foarte bine. Bine, mă, Bogdane, dar cum e posibil ca tu, care ai fost crescut într-o formă de realism auster, chiar și cu participarea mea, te-am trimis în Italia, să vezi cum ai putut să accepte asemenea contracte de 30, de 40 de mii, portarul ăla care cere și acum la 37 de ani. Ce, mister, n-am avut ce să fac, Negoiță mi-a spus că au fost trimiși direct, ei sunt proprietarii lui Dinamo și să fac ce vor ei. Și iată unde s-a ajuns. Sigur că au fost niște tentații, părerea mea este că intenția ministrului Vela a fost de luat în seamă, numai că la un asemenea nivel există serviciul de protecție și pază care trebuie să te informeze cu cine ai de-a face, ce capacitate au oamenii aia
și ce se poate întâmpla ulterior. Ce s-a întâmplat, până satăm cu toții. Un dezastru. O ultimă întrebare, mister. Credeți, apropo de, în general, de lot și de antrenor, credeți că rămâne Urin și credeți că rămân jucătorii importanți ai lui Dinamo în condițiile actuale? Dragul meu, Silviu, și Emil, vă rog frumos, nu mai mă puneți... Suntem amici, am lucrăm împreună, ne cunoaștem de atâția ani. Este ultima dată când încerc să vorbesc despre situația de la Dinamo, pentru că am vorbit în deșert de ultimii 3-4 ani, dacă nu chiar și cu ceva timp înainte. Și văd exact imaginea de la Târgoviște, care de multe ori îmi vine în memorie la ceea ce se întâmplă în România, îl văd pe patriarhul Nifon al Constantinopolului, care încearcă o împăcare a religiilor ungurovlahe sub Radu cel Mare și nu poate să reușească nimic, pentru că erau jalbele în proțap și contestarea totală, așa cum se întâmplă în dezbinarea aceasta care o trăim. Și atunci bietul mare patriarh Nihon își se ridică, scoate papucii tipic de modă orientală și scutură în cerdacul domnesc și aici explică simplu: nu e nimic de făcut aici, haideți acasă. Deci asta este și poziția mea din momentul acesta. Am zbuciumat, am dat soluții, nu le-a urmat nimeni, am avut o contribuție alături de câțiva vechi dinamoviști și chiar de un băiat crescut în spiritul Dinamo, Marius Nicolae, care a fost aproape de echipă, de Urin și de jucători, dar lucrurile nefiind clarificate, dați-mi voie să urmez exemplul deocamdată al patriarhului Nifon din Ceardacul Curții Domnești de la Târgoviște, unde m-am născut.